Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă invit să purtăm o discuție despre emigrare. Și asta pornind cumva de la ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când am avut o dezbatere foarte interesantă cu voi, o discuție despre revenirea acasă. Și vă amintiți, nu mai știu când a fost, cred că joi sau miercuri, ceva de genul ăsta, am pornit de la o declarație, un interviu dat de profesorul britanic Denis Deletant, care este specializat pe România și care transmitea românilor plecați să se gândească serios să revină acasă. Spunând că România este, de fapt, urmează parcursul altor țări mai sărace care au intrat la un moment dat în Uniunea Europeană și s-au dezvoltat, cum ar fi Spania și Portugalia, și care acum sunt foarte atractive pentru români. Dar când Spania și Portugalia au intrat în Uniunea Europeană prin anii 80 ai secolului trecut, erau sărăcuțe în raport cu restul țărilor din Comunitatea Economică Europeană, cum se spunea atunci, și a fost o emigrație masivă. Profesorul Denis Deletan spune că acum România se schimbă, este pe acest drum și că în curând va redeveni atractivă pentru cetățenii români plecați, cu milioanele de altfel, una dintre cele mai mari emigrații pe timp de pace din istorie. Știți că v-am invitat atunci să sunați, am primit multe telefoane foarte interesante, foarte mulți dintre voi, cei care ați sunat, ne-ați spus că v-ați întors acasă, că aveți business-uri aici sau că lucrați, câștigați mai bine ca afară și că e mai bine aici, că până la urmă dacă câștigi și mai bine și ai și familia aproape, ok, viața e mai bună. Dar, în același timp, în cursul dezbaterii am primit următorul mesaj pe care vreau să-l citesc. Citez. Neața zice, am 19 ani și câștig un salariu peste media din România, undeva pe la 5500 de lei în mână. Dar sincer, eu aș pleca din țară, deoarece mi se pare că generația mea e catalogată greșit de politicieni și ignorată când vine vorba despre deciziile ce pot ajuta la dezvoltarea țării și economiei. Și am încheiat citatul. Ăsta este, nu era semnat mesajul. Deci la 19 ani, acest puști, că nu e un puștan, da? 5500 de lei bani în mână, vrea să plece. Probabil că lucrează în IT, adică presupun că lucrezi în IT, te pricepi la programare, poți să lucrezi de oriunde din lume, în felul ăsta, și să câștigi bine. Dar iată ce spune. Mi se pare că generația mea e catalogată greșit de politicieni și ignorată când vine vorba de deciziile care pot ajuta la dezvoltarea țării și economiei. Deci omul vrea să plece nu din cauza banilor neapărat, deși probabil că ar putea să câștige mai bine afară, cred, habar n-am, dar nu din, ci pentru că simte că n-are viitor cumva, simte că nu este recunoscut, simte că ar putea să facă mai mult, dar că sistemul osificat nu-i permite să facă mai mult. Eu așa înțeleg din mesajul lui. Și atunci aș vrea să vă întreb în dimineața asta și să vă invit să ne sunați pe aceia dintre voi care vă gândiți să plecați în condițiile în care, uite, au început să se întoarcă unii. Nu știm dacă mulți, o să vedem ce se întâmplă, dar vrem să vorbim cu aceia dintre voi care vă gândiți să plecați în perioada următoare din țară sau care ați plecat recent, ați plecat de curând, în ultimul an sau poate în urmă cu 2 ani cel mult. De ce vreți să plecați sau de ce ați plecat deja? Ce așteptați acolo? Ce vă deranjează aici? 0372069599. Am vrea să vă auzim. Puteți să ne dați și mesaje audio dacă vreți, dar cred că e un subiect mai complex. Ne-ar ajuta telefoane în direct. 0372069599. Am vrea să vorbim și cu elevi, dacă se poate. Elevi de liceu, de care se apropie de bacalaureat sau, mă rog, care au terminat și acum, după primul an, după ce au terminat liceu și au dat seama că n-au ce să facă aici. Și o să vă spun experiența, sau o să vă reamintesc experiența pe care am avut-o cu un grup de elevi, echipa de robotică, tot mă întorc la cazul ăsta, care plecau în America, au venit aici în urmă cu 2 sau 3 săptămâni. Erau 7 puști de clasa 12, unul era de clasa 11 și i-am întrebat la un moment dat ei ce vor să facă. Și din cei 7, cel de clasa 11 a spus că el se mai gândește, unul a zis că rămâne în România, se duce la automatică, calculatoare sau ceva, și 5 mi-au spus că s-au înscris deja, erau în clasa 12, termină, în câteva luni dau bacalaureatul și termină,
s-au înscris deja la facultăți în Elveția și Olanda. Astea erau. Și vă mai spun că mulți dintre prietenii mei, eu având o vârstă, am prieteni care au deja copii care au împlinit 18 ani sau împlinesc 18 ani sau sunt mai mari, copiii lor sunt plecați. Majoritatea copiilor prietenilor mei sunt plecați, studiază afară. Tot soiul de lucruri. Să vezi că ăsta e un alt fel de plecat. Că până acum s-a plecat masiv pentru la orice muncă. Da. Că era, cum le ziceam noi, căpșunar și așa mai departe. Era disperarea, plecăm, da, și ne găsim o viață mai bună dincolo de granițe. Uh-huh. Acum pleacă la un alt nivel. Da, selectiv. Exact. Plec să învăț, plec să devin mai bun din punct de vedere profesional. Deci, pot avea un viitor în România, uh-huh, dar poate nu ăla pe care și-l imaginează ei și atunci aleg totuși să plece. Bun. 0372069599. Vrem să vorbim cu aceia dintre voi care se gândesc să plece. Unde, de ce, poate nu neapărat la facultate, poate că sunt, da, unii dintre voi atât de disperați de ce se întâmplă în țara asta, încât plecați unde vedeți cu ochii, da? 0372069599. Da, după ce am vorbit săptămâna trecută cu aceia dintre voi care ați revenit acasă, cred că e momentul și unui mic duș rece. Cei care plecați sau vreți să plecați, vă așteptăm să ne explicați de ce. 0372069599. Uite, Cătălina e deja în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Înainte să vă spun de ce plec, vreau să vă spun că nu sunt chiar atât de tânără. Am 46 de ani și un copil de 16 ani. Mulțumesc! Deci m-am gândit destul de bine. Mulțumesc asemenea. Ești curajoasă la vârsta asta. Nu știu. Atât de natural a venit plecarea asta în mine, încât nu mi se pare că sunt curajoasă. Abia aștept, sincer. Okay. În 14 iulie plecăm. Unde? La Copenhaga. În Danemarca. Plecați la un job? Nu, ne mutăm. Și fără job? În momentul acesta nu doresc să revin în România din două motive. Eu am avut timp de 20 de ani un job foarte bine plătit aici, director de marketing, foarte bine, din care am plătit 10.000 de lei în fiecare lună taxe, degeaba. Okay. Nu mai am speranță că spitalele, școlile, drumurile, oamenii se vor schimba în timpul vieții mele și vreau să am și eu măcar un pic de altfel de civilizație, pe de o parte. Și numărul 2, suntem un cuplu de două femei și am vrea, dacă se poate, să nu ne mai prefacem, că suntem prietene. Da, foarte corect din punctul ăsta de vedere, vă înțeleg foarte bine, acolo sigur e cu totul alt mediu din acest punct de vedere, dar vreau să te întreb, te arunci în necunoscut, adică nu ai niciun plan? Nu, mă duc la un job, adică eu am job, doar eu. Ok. Din familie, și probabil că nivelul nostru de trai din punct de vedere al puterii noastre de cumpărare va scădea, dar... Aveți rezerve? Da. Cât vă țin? Pentru că am vândut tot ce aveam în România. Ți-ai făcut un calcul? Cât o să vă țină? Rezervele? Sper, uh-huh, să nu mă ating de ele. Bine. Vă țin pumnii și, mulțumesc, sper să aveți noroc acolo și să vă simțiți mai bine decât v-ați simțit aici și, mă rog, și România o să se schimbe, dar probabil că o să mai dureze. Dacă săptămâna trecută am fost surprinși de atât de multe mesaje optimiste ale oamenilor care se întorseseră în țară sau care aveau de gând să revină, iată că acum vin la fel de multe mesaje și dinspre cei care vor în continuare să plece. Iată unul dintre ele, de la Ilian, zice: sunt angajat într-o multinațională și câștig mult peste medie. În urmă cu 3 luni, nu m-aș fi gândit niciodată să plec din țară. 3 luni? Am avut însă ghinionul să am un accident și să am nevoie de servicii medicale pentru o operație de ortopedie. Am ajuns în cele din urmă să-mi plătesc totul la un spital privat, pentru că nu erau locuri la stat, și asta în Cluj-Napoca. Asta m-a făcut să nu mă mai simt în siguranță pentru viitorul meu și al familiei mele. Uh-huh. Asta este un exemplu, altul, iată, de la Claudiu. Știi, asta e o tentație aici. Cei care au cât de cât un nivel de trai mai ridicat descoperă că atunci când au nevoie, de exemplu, de acces rapid, complex, complet la serviciile medicale, uh-huh, de stat, pentru care plătesc asigurări de o viață, descoperă că e mult mai simplu, mai rapid, mai civilizat, mai curat la privat. Și atunci ajungi să te întrebi: bă, stai puțin, dar în urmă de ce am dat toți banii ăștia, dacă tot ajung să plătesc? Și ăsta poate fi un moment în care, da, să începi să înțelegi viața cu totul altfel. Așa, și al doilea... s-a întâmplat omului nostru. Mesaj grăitor vine de la Claudiu din Brașov, care spune: ieri aș pleca de aici.
Câștig destul de bine. Am doi băieți isteți. Au rezultate frumoase la învățătură, sunt la colegii de prestigiu din Brașov, dar asta doar datorită meditațiilor. Vi se pare normal? Se întreabă Claudiu. E și fondul lor bun, nu doar meditații. Educația și sănătatea apar cel mai des în mesajele voastre de astăzi, drept cauze ale eventualei plecări. Bună dimineața, Eugen. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Voi trece direct la subiect. Nu sunt nici eu chiar așa tânăr și cumva completă și doamna care a vorbit înainte și puștiu de 19 ani. Da. Am plecat prima oară din țară, aveam 22 de ani. M-am reîntors după 10 ani în țară cu o fetiță, da, cu gândul de a face o schimbare în țară. Dar, cum a spus și doamna, îmi va lua o viață întreagă și nu știu dacă sunt pregătit pentru a face această... Și vrei să pleci din nou? Da, aș vrea după să câți ani din nou. Câți ani ai stat în a doua oră? M-am reîntors după 10 ani și am cam vreo 5 ani de când m-am întors. Aha. Deci ești între două lumi, nu te invidiez. Da, exact, e foarte greu. După ce ești plecat, e foarte greu să mai găsești locul oriunde. Ok, dar de ce te-ai întors prima dată? Simțeam nevoia ca să fac o schimbare și să fiu lângă părinți, să pot să ajut, să dau mână de ajutor și părinților și schimbarea, nu știu. Pentru, în general, să fac ceva bine, nu știu, să aduc un plus. Poți să te întreb, părinții trăiesc? Taică-mea are cam aproximativ 2 ani când l-am pierdut. Și acum o să pleci și o lași pe mama ta acasă înapoi? Sau o iei cu chiar, tine? Nu chiar, asta a fost și problema, că dacă sunt și între două luni și vreau să cumva să fie bine pentru toată lumea și aș vrea să iau și pe maică-mea cumva. Da, îți simt pumnic. O să-ți fie greu, dar până la urmă trebuie să faci ce simți, ca să crezi în lucrurile pe care le faci. Așa e, cred că, singura cale în care te poți liniști cumva. Mulțumim, Eugen. Răzvan e și el cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Răzvan. Salut, Răzvan. Bună dimineața. Salut, te ascultăm. Păi, am ajuns la concluzia că două salarii, deci să câștigi peste 2500 de euro în România, tot nu ți ajung să, nu știu, să trăiești modest. Ok. În ce oraș trăiești? În București. E un oraș foarte scump. Încearcă cu 2500 de euro să trăiești, nu știu, la Craiova sau Barnam, în Constanța. Dar, sau... Salariile, cum să vă spun, în Craiova, dacă mă duc în domeniul construcțiilor, sunt inginer, soția este economist. Nu mai câștigă la fel. Și câștigăm peste 10.000 de lei, amândoi. Uh-huh. Între 10.000 și 15.000. Copii aveți? Da. Ei, problemă. Doi. Da. Mare. De ce este o problemă în România să ai copii? Nu, în sensul că sunt mai multe guri de hrănit. Foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare. De ce Dumnezeului e așa o problemă în România să ai copii? Da. Și vrei să pleci sau plecați împreună acum? Da, o să plec nu anul ăsta, deocamdată la anul în prima, nu știu, februarie-martie, aș dori să plec. Ți-ai găsit ceva sau e doar un gând deocamdată? Nu, mi-am găsit eu, în construcție mie este mult mai ușor. Uh-huh. Și ulterior să vină și soția cu copilul cel mic. Uh-huh. Eu plec cu copilul cel mare, am pe cineva acolo. În ce țară pleci? Aici, aproape, Australia. În Australia? În Australia, mamă, ce tare! E și o aventură pe lângă un loc de muncă. Păi, bine, Răzvan, mulțumim. Da, țin pumnii. Eu mă gândesc la oamenii care plecau în Australia sau în Noua Zeelandă. Bun, sigur, atunci când emigrai era în principiu pentru totdeauna, știai că te rupt, dar una era să emigrezi în Germania, să zicem, sau în Israel. Bă, erau oameni care plecau în Noua Zeelandă sau în Australia, știi, care prindeau. Era ca și cum ai fi plecat din sistemul solar. Adică știai pe vremea comunismului, băi, ai plecat în Australia, chiar nu te mai întorci niciodată. Statele Unite sau Canada e departe, da, pe Australia. Da. E fix în partea cealaltă. Neața, băieți, cel mai bun exemplu pe care îl pot da eu personal este taică-miu, care la 63 de ani nu-și mai găsește loc în țară și a fost nevoit să plece în afară să lucreze. Formidabil. Aici nu-l mai angajează nimeni, fiind supracalificat. Formidabil. Mi se pare foarte tare mesajul ăsta. Unii au și fibră de pionier, mă. Pionieri în sensul de oameni care vor să exploreze permanent și au neliniștea asta. Uh-huh. Știi că nu oricine putea să colonizeze vestul Americii.
Adică, dar tu ai plecat acum? Eu n-am putut să plec când eram, ce să spun, când aveam 20, 25, 30 de ani. Am plecat, am stat 3 luni și m-am întors, că nu am putut. Adică eu știu că nu o să plec niciodată. Poate în vacanță. Îmi place să călătoresc, dar vreau să mă întorc. Gabi, bună dimineața. Bună dimineața, Gabi. Neața. Bună dimineața. Eu am plecat la sfârșitul lui ianuarie. Da. În Elveția, la 43 de ani. La plicticoșii aia de elvețieni ai plecat și tu. Da, mă, dar ce frumos. Ce faci în Elveția? Da. Lucrez exact același job. Mănâncă ciocolată? Stai. Ce job? Bine plătit. În achiziții. În achiziții. Da. Ok. Familia urmează să plece. Am lăsat, am doi copii, 11 și 13 ani. Uh-huh. Vreau să termine anul școlar aici și în iulie vor veni și ei și soția. Ok. Din ce oraș ai plecat? Din Arad. Aha. Lucram la Timișoara, da. Și nu e mediu totalmente diferit? Ba da. Și de fiecare dată când revin, cam revin la 2-3 săptămâni, îmi dau seama că e o decizie bună. Încă, cum a zis și o ascultătoare mai devreme, mi-am pierdut speranța că mai fi bine predat aici. Da, totuși, România s-a schimbat. Adică e clar că nu e aceeași nici ca în urmă cu 10 ani. E o diferență enormă. Uh-huh. Din ce sesizez eu. Așa e, diferențele sunt... În astea 3 luni, diferență care nu știu vreodată să se, da, să se reducă. Observ ce liniștite Gabi în ton, nu e agitat, da, absolut deloc. Da. El liniștit cu decizia pe care a luat-o. Da. Da, bun, acum când călătorești în Europa, descoperi că sunt diferențe foarte mari între regiunile europene. Adică inclusiv în Italia. Uite, am fost acum câteva zile în vacanță, am fost în Italia și am fost în Sicilia și am fost după aceea sus, în Veneto. Și zici că sunt țări diferite. Logic. Adică, știi, bun, și Europa, și România e o parte a Europei, are unele părți mai bune, altele mai rele, dar sunt locuri în Europa asta care sunt mai rău, din punctul meu de vedere, decât România. Da, mulțumim foarte mult, vă ținem pumnii tuturor celor care plecați, înțelegem că nu plecați de bine, ci că vreți să plecați la mai bine. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun și puterea de a lua decizia corectă și, sigur, puterea de a vă întoarce dacă vă dați seama că totuși e mai bine acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.